Gata. Bună ziua și mi-am venit pe fără cu exercițiile matematică. Ia să vedem. Facem geometrie, domnul profesor. Geometrie. Problema 2 de la pagina 170, Daria. Deci 2 de la 170. Atunci fă unul mai grea. Nu am avut timp să-și facă tema. Facem repede? Hai, repede. Efectuat un desen folosind regula gradată cu punctele AB și C coliniare, știind că AB e 7 și AC e 2. AC e 2. AC e egal cu 2. ABC coliniare. Să facem coliniare. Să facem desenul, practic, da. Nu? Deci, ce înseamnă? Că iau de la la B și 7 și măsor 7 cu regula. De fapt, tot dreaptă. Da. Haideți să vedem așa, tot dreaptă. Aș lua dintr-un punct A până într-un punct B, linia gradată 7. Da. Și pe urmă, de la A la C, 2. Deci, simplu ca vorbim. Deci, foarte simplu, s-a desenat felul ăsta exact. S-a de la problemă. 2. 3 de la pagina 170. Da. Calculați X în fiecare din următoarele cazuri. Calculați X. X. Dacă X reprezintă lungimea unui segment exprimat în centimetri. Și avem așa. De la A la B, 3,5 cm. A, B, egal cu 3,5 cm. BC, 4,8 cm. De ce? 4,8. Și atunci calculați X, X-ul e AC. X? AC. Egal cu AC. Cât este AC, da? Da, da, da. Asta la amic. Bun. Și la B? A, amic. Și la B, dacă D, F este 112 mm. 112 mm. E, F, 5,2 cm. E F egal cu 5,2 cm. Calculați D, E. D? E. E? Dar X. Egal cu X, egal cu 5. Da. Deci avem de 3,5. Avem... Acum am scris 1,2. 112 mm, atenție. Iată unitate de măsură și vor în centimetri. Da. AB e de 3,5, BC de 4,5, este tot AC-ul. Da. Deci, poate pentru Andrei, da? Da, pentru punctul Andrei. Luăm pe linie 3,5 cm. E cu regla, da, dar 3,5 exact pe ei, da? Deci iau 3,5. Eu am făcut mai întâi suma lor, cum ar fi, adică am făcut 8,3 cm. Și am făcut la pe tot. Da, da. Dar trebuie să repreziți pe AB și BC. Deci AB până aici este, să zic, 3,5. Înseamnă că am 1, 2, 3,5. Iar BC, 4,8. BC. De la B până la C, 4,8. Cam mai, să zic, este. BC. Ei, și atunci, tot AC-ul este suma lor, nu? AC este egal cu 3,5 plus 4,8 și este egal cu... Ăsta aceiași centimetri la ambele. Centimetri. Centimetri. N-am nevoie să transform. Și atunci, îmi dă cât ai zis, Daria? Cât ai zis, Daria? O să dea... 8,3. Centimetri. Puneți unitatea de măsură, da? Da. Pentru centimetri. B, nu mai e la fel. Pentru punctul B... În primul rând trebuie să DF-ul să ducem în centimetri. DF-ul... Să transformați. Din ce avem acolo? 112,2. Egal cu 112 mm. Și este egal cu... Cât centimetri? 112,2 centimetri. Și acum... DF, știu tot cât este DF, deci la D la F este 11,2 cm.
De la E la F este 5,2. E la F, de la E la F cam 5,2. Mai puțin pe jumătate. Mai puțin de jumătate, da? Da, da. E F e 5,2. Și atunci rămâne cât are? 11,2, nu? D e, dar e, uite ala. D e o să fie 6. Deci D e X egal cu ce ne spune? 6 cm. Prin diferență. Adică am făcut D F minus E F și este egal cu 11,2 minus 5,2 și final este 6 cm. Hai să facem toată tema. Hai să vedem. 4 de la 170. 4 de la 170. Utilizând regula gradată, desenați punctele coliniare A, B, C și D în această ordine, astfel încât. Deci să desenați. Desenați A, B, C și D. A, B, C și D. Coliniare. Coliniare. În această ordine, astfel încât AB egal cu 4. Așa încât AB egal 4 cm. BC egal cu 3, da, cm. BC egal cu 3 cm. Și BD 6. Și BD egal 6 cm. Deci, în ordinea asta, să luăm punctele A, B, C și D, 4 puncte, cât AB-ul să fie 4, BC-ul să fie 3, mai puțin decât o, nu? Da. Măsurat, efectiv. Și băi, măsurați, concret. Da. B, C, și BD 6. Centimetri. Și BC 6. BD 6. Da. Adică dacă ăsta e 3, mai bun decât 3. Corect. Da? Ăsta este BD-ul. Iată, BD egal cu 6. Atât trebuie, doar desenat. 6 cm. Bun. 9 de la 170. Nu, să facem și 9 și după aceea șterg. Desenați da. Punctele A, B, C și D, astfel încât B să aparțină lui AC. Deci desenăm punctele A, A, B, C și D. B, astfel încât C și D. Așa încât B aparține lui AC. B aparține lui AC cu paranteze rotunde. AC. Da, adică este pe interiorul segmentului. Este pe, da. C aparține lui BD. C aparține lui BD. BD, segment, tot așa. AB egal cu 4,5 cm. Stai puțin, o paranteză sau două? Așa, două. Exact așa cum am notat. Segment. Dacă trebuie o singură paranteză, semna semidreaptă. Semidreaptă, da? Da. AB egal cu 4,5 cm. AB egal cu 4,5 cm. BC egal cu 1,8 cm. BC egal cu 1,8 cm. CD egal 2,2 cm. CD egal cu 2,2. 2,2 cm. Aflați lungimele segmentelor AC, BD și AD. AC egal cu cine? BD egal cu cine? BD egal cu cine? Și AD. Și AD egal cu sede de mare. Deci trebuie să desenăm punctele astea astfel încât să ținem cont de toate cerințele. Tot ce ne oferă, da? Da. Ia să vedem. Eu m-am interesat pe AD pentru că... Nu știi, e 4,5. Da, e 4,5. Deci A, B, 4,5. Pornim de acolo, zic eu. Facem segmentul AB. Da. 4,5. Deci A, B. Apoi mă gândesc să-l fac pe DC, pentru că din nou nu știu. Deci AB, 4,5. Să zicem la desenat. BC, iarăși știm, nu? 1,8. 4,5. BC... 1,2. Mai mic, am făcut. Nu? Deci B-ul e pe AC, pe interiorul lui AC. Adică sunt coliniare. Asta trebuie să spun, da? B-ul e pe AC, da. C-ul da, e pe BD. Așa. Țin cont de asta, dar iar nu am zis că sunt o linie. Țin cont, da. Bă, dacă... Da. Și B
BC-ul e 1 de bloc, da? Da. A zis A, B, C, D, colimia. Nu zis, o zis de semne ascunde A, B, C, D, astfel încât. Și pe aceea zici B-ul e pe AC. Ținem noi cont acum, da? Da. C-ul e pe BD. B-ul e pe AC. Păi B-ul este pe AC. Este pe AC. Este clar acum. Păi C-ul deja l-am luat. Okay. Ba, trebuie să-l măsori. C-ul este pe BD din cap. Acum să facem și pe CD. C-ul e pe BD. Pentru că mai e 2,10. Atunci, atunci, dacă C-ul e pe BD, îmi spune că tot colineară. Tot colineară, în practic. CD e 2,2. CD este 2,2. 2,2. Așa, cam un pic mai mare, da? 2,2. Pune D. 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 Și cam atâta știm. Deci, acum verificăm dacă e ok. Da. B este în AC. C este în BD. Pe segmentul BD. Pe segmentul BD. Da. Și AB este. Și cam atât, da. Și acum trebuie să aflăm fiecare cât este segment. AC-ul? AC-ul este... 4,5 plus 1,8. 4,5 plus 1,8 este 6,3. 6,3. Davide, tu cealaltă, BDU? BDU este egal cu 1,8 plus 2,2, adică 4. Egal cu 1,8 plus 2,2. Și A2 face 4. Și A2 este egal cu 8,5. Și AD egal cu? 8,5. 4,5 plus 4. 4,5 plus 4. 8,5. Și cu asta am terminat. 10. 10 de la 170. Deci 10. De la 170. Fie punctele A, B, C și D. Astfel încât. La fel. B îi piace. Deci fie punctele A, B, C și D. Așa încât. B îi piace. Nu mai e. B aparține lui la C. C e pe BD. C aparține lui BD. AB egal cu 2 cm. AB egal cu 2 cm. AC egal cu 4,5. AC egal cu 4,5. BD egal cu 3. Și BD egal cu 3 cm. 3 cm. Calcula continuare segmentelor. BC. BC egal cu 5. AD. A, B egal cu cine? CD. Și CD egal cu cine? Asta ar fi. Facem bine. Pornim de la AB. Stai puțin. Deci le facem din nou AB 2. A, B egal cu 3. Facem desenă, da. Da. Deci, A, B, A, și aici B-ul. Și spune că B-ul e pe AC. Păi, acum trebuie să facem pe C. Pe AC, 4,5. AC, dacă AC e 4,5, mai pun încă 2,5. AC, 2,5. Și B-ul este pe AC. B-ul este pe AC. Și acum trebuie să fac pe BD, care este 3 cm. C-ul să fie pe BD. Da. C-ul dacă e pe BD, înseamnă că merg în prelungire. Exact. 3 cm. Mic, mic. E foarte mic. BD, așa, da. Nu? Da. Așa să zicem. E de 0,5. B-ul aparține la AC și C aparține la BD. CD e 0,5. 0,5 și CD. Da. Așa, deci, facem acum BC. A, da, vedeți să văd. BD. BC, BC. BC. Tot BC este pe David. Tot BC-ul este 4. 2,5. No, 2,5. La AC-ul era. AC-ul a fost de 4,5, asta e de 2. Nu, e 2,5. BD-ul. BC. A, BC. Da. BD-ul. BC-ul e 2,5. Așa. 2,5. 5. AD-ul este 5 cm. AD-ul egal cu 5 cm. Și CD-ul este 0,5. CD egal cu 0,5 cm. 18 la 171. 18 la 171. Fie punctele distincte. A, B, C și D. Situate pe dreapta D. A, B, C și D. Distincte. Și sunt adică situate pe dreapta D. A diferit de B, hai A diferit de B, diferit de C, diferit de D.
Asta înseamnă că sunt puncte distincte. Și toate sunt de ce zeamnă? Da, deci. Coliniare. Ei. Da, coliniare. Asta înseamnă, copii. Da. Dacă AC egal cu AD plus DC. Ce egal cu AD. Plus DC. Plus DC. Și BD egal cu BC plus CD. Cum? BC plus CD. Care este ordinea punctelor pe dreapta D? Punem ordinea punctelor. Deci AC este AD cu DC. Deci asta pentru că AC-ul ar fi cel mai mare. Ordine. Îți spun. AC-ul cred că este cel mai mare. Pentru că sunt doar 3 puncte. Dar ordinea punctelor. Dacă AC e egal cu AD plus DC, înseamnă că D e în... Deci faptul că toate sunt pe dreaptă și văd când se începe cu A, până la undeva. Și pe cel punct ultimul eu, pentru că cel mai mare. Este cel mai mare, eu așa spun, e cel mai mare. AC, punem pe ce acum? Ultimul. Pe ce, da? Păi să punem pe ce cu de la aici. Ia ce. Că vorbește de AC. AD, deci o să pun și pe D undeva pe acolo. Fiindcă AC-ul tot se compune din AD plus DC, AD, parcă litera este reculată între A și C. Corect. Îl punem pe D, unde vrem. Deci faptul că D-ul este între da. A și AD plus DC. Îi punem și pe dar nu la mijloc. Nu la mijloc, să evitați. Așa, ca avem parte da. Doar așa. AD. Și o să-l punem și pe... care presupun că o să fie BC. Deci o să-l punem... BD-ul. Înseamnă BC plus CD. Ia uitați, C-ul este între B și D. Nu chiar, pentru că... Nu cred, pentru că de a B, dacă am pune pe între B și C... În partea sau altă, Dani? BC, unde mă? Pe D. B-ul e în partea sau altă, mă? În partea aia. Așa. Pe așa. Așa, perfect. BD înseamnă BC plus CD. În partea C. Unde? De partea... Unde? Îndreaptă. Deci aici vine, nu? Deci B-ul e ultimul. Da. Pentru că, uitați, B, D, egal cu B, C, plus C, D. Uite un pic la figură, Dani. Da. B, C, B, D, egal cu B, C, plus C, D. Deci B-ul e ultimul, nu C-ul e ultimul. Deci de aici ne vedem că C-ul este între B și D. Corect. Asta anunță că e B, C, plus C, D. Da. Am detectat corect, da? Corect, da. Eu văd aici că sunt legate. Corect. B, C și la celălalt. B, C și la celălalt. Deci ce este între B și D, clar. Deci ordinea ar fi A, D, C, B. Care este ordinea? A, D, C, B. Așa. Mai revedem o dată ca corect. Să înțelegeți bine clar. Astfel de lucruri. Deci erau patru puncte puse, nu știm în ce ordine. Tocmai asta este important, să ne dăm seama de ordine. Dar așa fel încât AC-ul e cât AD plus DC. Când văd că e AD plus DC, de la A până la C... E de unde? D-ul este între A și C. Corect. Deci îmi dau seama. Acum, când zice BD, D-ul e deja pus, nu? D-ul e deja pus din problema din înainte. Da. B-ul nu este pus. Însă, BD, C-ul este deja pus. BD este, B-ul va fi pus așa fel încât el să fie strecurat, să fie așezat între B și D. Încât BD-ul să fie BC plus CD. C-ul este între B și D. C-ul este între B și D. C-ul este între B și D. Așa cum aș spune că, de fapt, C-ul este între D și B, dacă aș vrea să scriu. Că ori zic BD, ori zic DB. Tot aia. Da? Tot, ca lungime. La înțelegarea nu te duce între AC. Deja se cerea în partea cealaltă. Da. Să vedem altă. 22 de la pagina 171. 22 la 171. Pe axa numerelor se consideră punctele A2, A și în paranteză 2. A, așa, 2. Așa, da. De lungime 2, de la axa, a, de la axa numerilor. Pe axa numerilor, așa ai spus, nu? Da. Pe axa numerilor se consideră punctele A2, A de lungime 2. De coordonate. De coordonate. De abscisă. Când îmi zicem Dani și Y, nu? Deci așa punctul A, de coordonate 2 și 3. Da? Corect.
Dar dacă e pe asta, dreapta, da. Dacă e pe dreapta, adică A de coordonate, 2. Am înțeles. Atunci când, mă rog, vorbim un plan, voi spune A de coordonate, sau B de coordonate, 2 și 0. Am înțeles. Dar asta nu mai doar. Deci A de coordonate e 2, da? De 2 cm. Deci de 2 cm. Da, vede 4. Aici este A. Domnul profesor, spuneți acolo liniunța că se duce în față, la axă. Unde? Aici? Aici a jos, la axă. Asta se duce... Da. Da. B4. Așa. B4, da? Adică da, trebuie să nu facem așa în paranteze, copii. B4. Deci, A2. B4. B4. C7. C7. Și D9. Și D9. Determinați coordonatele punctelor E, F, G și H, care sunt mijloacele segmentelor. E e mijlocul AB. De cine e? E mijlocul cui? Hai să zic. E mijlocul AB. Trebuie să înțeleagă și ei problema asta. Da, da, da. E mijlocul AB. E mijlocul lui AB. Apoi F. F al lui BC. Al lui BC. G al lui CD. Hai să spunem segment, mijlocul segmentului, da? Da, da. G al lui... Al lui? CD. CD. Paranteze pătrate sunt segmente. Și respectiv dacă alte... Dacă e mijloc, poți să zic că așa? Nu neapărat bine. La capete, da? Și respectiv AD. H al lui AD. H al lui AD. Să le explicăm copiilor că în exprimare e așa, determinați coordonatele punctelor E, F, G, H, le dă în ordine, mijloacele segmentelor și tot în ordine vă dă și segmentele. Asta înseamnă că lui E îi corespunde AB, AB, BC, CD și AD. Deci tot în aceeași ordine. Mijloacele segmentelor, mijloacele, găsiți coordonatele mijloacelor E, F, G, H, ale A, B, B, C, C, D, AD, tu înțelegi că eu o să refer la mijlocul AB, F-ul al lui BC, G-ul al lui CD și H-ul al lui AD. Acum să înțelegem și noi problema. Dar ce lucru de sus nu înțeles? A paranteză 2. A2, vedeți? Da. Pe dreapta, pe asta. Deci va fi locul al doilea. Nu locul al doilea, de 2 cm. Păi da, stai la punctul. Deci, pe axa numerelor, omul o simți nevoia să reprezinte numele naturale. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cum să le găsească el, să aibă un reprezentant. 2 se referă la două caiete, două cărți, 2, dar mai putem gândi și așa. Luăm o unitate de măsură, un segment, care să zicem de unitate 1. 1. Nu știu, așa fixeze, 1, 1 centimetru, 1 milimetru. Păi, dar sunt pătrățică. Da? O unitate de măsură. Și acum, undeva au pus pe 0, pe toată dreapta asta, pe 0. Și acum, pentru a reprezenta pe 1, vine un altru segmentul ăsta și măsoare. Ăsta e 1. Aici este 1. Da? Aici au pus 0. Iar 1 îl pune aici. 2 pune două segmente ca să reprezinte pe 2. 3 pentru 3 să reprezinte pe 3 segmente. Adică se depărtează de la punctul ăsta 0 cu câte segmente, Davide? Cu 3 segmente. Și aici cifra 3 reprezintă că am pus 3 segmente. Deci a vrut să perceapă cu ochiul ce înseamnă numerele acestea, unde le pune. Da? Ei, când zicem 4, 5, 6 segmente... Adică când o să am pe 4, B o să fie pe 5... Nu, B unde o să fie dacă 4. E pe 4? La 4! Al 4-lea segment. 7 și B o să fie pe 9. Așa, pe cifra aceea, da? El reprezintă cât ne-am depărtat. Faceți 9, domnul profesor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și așa mai departe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și așa mai departe. Și sigur, putem să reprezentăm și fracțiile, că voi ați vorbit și de fracții. Tot pe axă. 1 pe 2, bunoare. 1 pe 2, jumătatea lui 1. Adică, aici s-am găsit 1 pe 2. Sunt puncte suficiente pe dreapta încât să acoperim toate fracțiile. Deci eu o să fac 7 pe 8. Cât înseamnă 7 pe 8? Mijlocul la 7 și 8. Nu, nu. 7 supra 8. 7 împărțit la 8. Adică cât înseamnă? 7 împărțit la 8.
În regulă împărțim în 8 și în 7 bucățele. Adică 0 și ceva. 0. Mai puțin de 7 împărțit la 8, fac 0, cât o fi văzut. Mai puțin de 1, da? Puțin de 5 pune la sărafa. Deci îl împart cu ăsta în 8. Jumătate în 8 bucăți și luăm din cele 8 mai bucăți 7. Numai 7. Acolo va fi 7 optime. 7 optime. Deci, pe dreapta asta își găsesc, să spunem, loc, își găsește loc, sau se găsesc toate numerele fracții. Toate fracții se pot găsi. Dar și întregi. Și întregi, da. Că numerele întregi constituie, de fapt, cu numitorul 1. E o fracție cu numitorul 1. 6 pe 1. Exact. 7 pe 1. Ei, deci, încă o dată insist, s-a simțit nevoia să găsim un reprezentant, să percepem cu ochiul, să reprezentăm numerele toate, cifrele toate cu putință, numerele în totalitate, mulțimea numerelor naturale, dacă vreți. Voi crezi lucrați numai cu mulțimea numerelor naturale, da? Și acum pe o să-l puneți la... De-aia e a doi acolo. A doi? Îi puneți a. Adică asta este a aici, da? B-ul 4. C-ul 7 și D-ul. B-ul la 7 aici este... Ce-ul? Și de ul la 9. Bun. Acum cine mai deci problema? Că eul se află la mijlocul lui AB, adică se află pe 3. Ah, la 3 F, e. Deci mijlocul lui AB, ne uităm, fiind AU la 2, BU la 4, îi se misumă asta. 2 și cu 4 fac 6, împărțit la 2, 3. Deci acolo este punctul E. Aici va fi eu. Deci mijlocul lui AB este E. Așa. Deci E-ul. Bun. F-ul este? F-ul este la mijlocul lui BC. Adică unde? Care te spun că e la mijlocul lui 5 și 6. Gen la mijlocul 5 și 6. Exact. Fiindcă toată asta e de lungime cât? BC-ul este de lungime 3. Vorbește, Daria. Păi da, deci pe BC-ul este lungime 3 și C-ul este lungime 7. Între B și C, cât ai? 3 segmente, da. Stamă, 3 segmente. O să-l punem la 1,5. 1,5 cum ar veni între ele. Da, dăm în două, da? Deci pe aici undeva, chiar în mijlocul între 5 și 6. Da, este F. Este F. Deci este F. G este mijlocul lui CD. Atunci G este pe 8. Exact în 8. Giu, mijlocul lui CD. Așa, se uite G acolo. Iată să vedem aici G. Și G, G, puneți G. G. Și cam atât. Bun, ba nu mai vezi H. Și H? Este mijlocul lui AD. H-ul trebuie să mai fac. Adică fac 7, am 7 segmente între ele. A lui AD. Nu, nu. La? De la A la D. Câte sunt? A, sunt 8. De ce? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sunt. 7. 9 minus 2? 7. Pleacă din 9 minus 2. 2, 3, 4, 5. Dar 2 nu-l pui din capăt. Mami, uite-te, uite-te pe tablă, mami. Câte sunt? Care-i lungimea? Lungimea segmentului. Dar lungimea segmentului este de 7. Adică o să fie cum ar fi 3,5 și o să fie la tot așa, pe la mijlocul lui 5. Dar luăm 3 segmente. 1, 2, 3. Fix pe... Unde? F. Exact în F, coincide cu F. Exact unde este F. Deci H-ul și cu F-ul coincid. Nu-i ciudat. O să punem jos pe H, nu? O să punem jos, așa și... Da? F, F, acolo. Aici. Da, acolo. H. H care e mijlocul cu I, am zis noi. Aloade. 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 Ați înțeles? Mijlocul cu I. Iată, F și H se poate întâmpla o situație de genul ăsta, domnul profesor. Se poate sigur că da, sigur că da. Deci mijlocul lui AD este același cu mijlocul lui E. Deci mijlocul lui AD este același cu mijlocul lui BC și dacă vreți este același cu mijlocul lui EG. G. Corect. EG. Adică să afli la distanță egală, da. Una de deci, altă. Asta se vede de fapt. Și mai avem și 24 de la pagina 172. 24 de la 172. Se consideră un segment AB cu lungimea de 3 cm. F
fie ce un punct arbitrar al segmentului AB și D aparține lui AB minus AC, astfel încât CD egal cu 4 cm. Mai citește mai citesc o dată, da? Se consideră un segment AB cu lungimea de 3 cm. A, da, deci 24. A. 24 de la pagina 172. AG. 24 de la 172. 72. AB sau AD? AB cu lungimea de 3 cm. 3 cm. Fie ce un punct arbitrar al segmentului AB, adică în mijloc? Nu. Arbitrar. Adică la întâmplare. A. Dar știu că ce aparține segmentului AB. Segmentul AB. Ok, deci noi facem un segment de 3 cm. Dar trebuie să scrie că mai avem un pic. Și de ce aparține, scrie, mă, așa, cum am scris acolo, ce aparține AB. Asta înseamnă. Și de aparține lui AB minus AC. Aparțin lui AB, da? Minus AC. Segmentul AC. Deci de aparține AB. Segmentului AB, așa e scris? Da, deci este paranteză rotundă. AB, în paranteză rotundă, fără să mai închideți în B. Așa. Lui da. AB. Minus segment închis AC. Segmentul AC. Așa. Și AB închis. Nu, era bine. Era bine doar o paranteză. Atât, uitați așa, așa vă ca și notații. Aici, AB deschis și nu mai închideți în B. Deci aparține de AB semirectil minus AB. Segment pătrat. În pătrat. Minus AC. AC. Pătrat AC. Și AC închis, da? Da, în minus. Și în față la AC. Așa. Nu, nu, în față la AC, domn profesor. De deci, semidreapta AB, mai puțin segmentul AC. Așa, corect. Stai să înțelegem, că nu ca scriere. Ca scriere, deci, acum tot n-am scris bine, în azi, rotundă. Deci, acolo este de aparține semidreptei AB, dar nu aparține semidreptei AC. AC. Deci D este pe semidreapta AB, AB, AB mai dar nu este în interiorul lui AC. Așa, adică va fi la mijlocul. Astfel încât CD egal cu 4 cm. Așa încât CD 4 cm. Egal cu 4 cm. Aflați, amin, lungimea maximă și lungimea minimă a segmentului AD. El max. De AD. Și el min. De AD. A lui AD. Și la B mic, lungimea minimă a segmentului BD. Lungimea minimă. A lui BD. A lui B. Mai citim o dată ca să înțelegem problema, că exprimarea e un pic altfel. Da. Se consideră un segment AB cu lungime 3 cm, AB cu în paranteze pătratele opus. AB, deci segmentul, acesta, segmentul AB cu lungime 3 cm. Fie ce, un punct arbitrar al segmentului AB. Bun. Și D aparține semidreptei AB mai puțin segmentului AC, astfel încât CD egal cu 4 cm. Să facem întâi desen, după aceea facem de ce? Facem un segment AB 3 cm. De 3 cm, da? Da. Da. O să punem pe ce undeva pe acolo. A. Nu, luați și voi o pătrățică sau două, cum vreți. Voi luați, așa, cu două, vă vine două la îndemână și am luat de 3, da? 3 cm, de 3 cm. Eu l-am pus pe celălalt 1 cm. Așa, și C-ul îl punem undeva pe AB. Dar cine aștepți pe B? AB-ul îl lăsăm. Dar vreau am vrut să șterg aici. Da? C-ul este pe segmentul AB, pus pe aici pe undeva, nu-mi spune unde să-l pun. După ce îl pun, atenție, trebuie să-l pun și pe D. Trebuie să-l plasez pe D, pe dreapta asta. Și îl pun așa la întâmplare. Stați puțin, da? D nu pun, nu, trebuie să ne ținem de chestia că D aparține semidreptei AB, dar nu aparține segmentului AC. Deci D-ul îl găsesc pe semidreapta AB, adică de aici încolo, mai pe puțin pe AC, deci nu îl pun aici. Îl pun de la C încolo. De la C încolo, corect. Dar CD trebuie să fie de 4 cm. Da. Deci CD-ul, dacă ăsta a fost de 3 și l-am pus aici, mai pun pe 4, pe undeva pe aici ar fi D-ul. Da.
să zic, nu? Da. Ce de-o? Ca de sens, să zicem, ne-am orientat. Acum, CD-ul știu că este 4 centimetri. 4 centimetri. AB-ul este ca de 3. AB-ul de 3 centimetri. Și povestea este, care e lungimea maximă a lui AD? Pe 7. 7. 7. Cum 7? Dar ce BD e 4? AB e 3. Lungimea maximă. Păi stai puțin că trebuie să vedem lungimea maximă și lungimea minimă. Bine. Așa. Maximul. De ce zici tu lungimea maximă a lui AD ar fi de 7? Am greșit. Nu, poate n-ai greșit de acolo, poate ai fost foarte... Ai dat un răspuns din neatenție corect. Păi am spus 7, pentru că distanța de la CD e 4 cm. Da. Dar noi puteam să-l punem... deci. Și de la CU a fost pus aleator aici. Da. Putea să fie și aici, și aici, și aici, oriunde. Oriunde, din A până în B. Din A până în B. Da. Și... Deci... Păi de acolo am așa CU putea să fie în B. Fix în B. Și dacă CU exact în punctul B, atunci lungimea maximă este 3 și 4, 7. Și redactăm asta. Da, sigur că da. Și altfel ar fi fost de 6, nu? Altfel decât ar fi 6. Și lungimea minimă, domn profesor, ca să discutați acum. O să vedem, da, fiind vorba, și lungimea minimă. 6. 6 cm, pentru că sunt cei 3 cm de la AB și cei 3 cm de la BD. Deci, încă o dată, care este lungimea maximă? Maximă s-a înțeles de ce? Da. Davide, de ce? Pentru că CU este pe B. Dacă CU îi coincide exact, l-a mișcat încolo, e maxim 7. 3 și cu 4 fac 7. Și lungimea minimă, fiindcă ați ridicat acum, de ce 6? 6 pentru că am segmentul AB care e 3 cm, segmentul BD care e tot 3 cm. Dar deci tot de 3? Nu. Ba da, pentru că este... De la C la D sunt 4 cm și scădem un centimetru de la B, de la BC. Deci cum ai aflat tu ca să fie cea mai mare, cea mai mare distanță? Că l-ai dus pe C în B. Aaa. Și acum unde trebuie să duci ca să fie cea mai mică? În A. În A. Și atunci, lungimea care? În C-ul e tocmai în A. Lungimea o să fie de 4 cm. 4 cm. Ai înțeles, David, ce șmecherim? Deci ăsta culisează. Îl plimb cu băiul. Deci e aleatoriu. Dacă se duce în capătul ăsta... Deci de ori, chiar dacă îl punem în A, el tot 4 cm va să fie. Sigur, el tot, el deci când... 4 va fi tot timpul. El se translează cu această mărime, nu? Și ajunge tot. Și redactăm așa, când C-ul este în punctul B, atunci exact. Lungimea maximă... Deci C, știi că C aparține, lui A... A, B închis, hai să zicem așa. Adică are voie să fie și în A și în B. Dacă, pentru a mic, dacă C identic, punctul C, este identic cu B, atunci A, B va fi egal cu A, B plus B, B și egal cu 3 plus 4 egal cu 7 cm. Dacă C coincide cu A, identic cu A, Davide, ce se întâmplă atunci? AD egal cu AB plus dacă CU coincide cu A, atunci A, dacă CU coincide cu A, atunci AD, AD egal cu cine? Cu CD. AD egal cu CD și egal cu 4 cm. Și terminat punctul A. Punctul B.
BD, lungimea minimă lui BD. Un centimetru. Sigur că da. E adevărat? Să vedem, David. De ce a spus BD? Încet, da. Pentru că dacă eu îl pun pe A, pe C, pe A, adică AB-ul va fi 3 cm. Și eu știu că CD-ul va trebui să fie 4, atunci D-ul va fi un centimetru. BD, un centimetru. Deci, dacă C identic A, atunci BD este egal cu CD minus AB și egal cu 4 minus 3, egal cu 1 centimetru. Și maxim, să zicem și noi? Maxim ar fi de 4 centimetri. Deci, ce cine am aflat? Pe BD, da? BD. BD maxim. BD minimum. Minimum am făcut-o. Dar maxim? Maxim e 4 centimetri. BD maxim este? Cum ați aflat? Pentru că maximul lui AD este 7 centimetri minus 3. Ce de la AB? Deci, maxim când ce o soluție mai B și BD-ul devine tocmai CD. BD-ul devine CD. Asta a fost tema? Da. La geometrie. Geometrie. Nu, 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 gata, încheiem ora geometriei, domnule. Încheiem ora geometriei. Aici ce a fost aici? De reprezentat punctele în plan. Pardon, pe dreapta. Distanța între două puncte, segmente congruente, congruența da. Deci, hai să spunem așa. A fost vorba de distanța între două segmente. Mijlocul unui segment. Mijlocul. Unul. Segment. Mijlocul unui segment, lungimea unui segment, distanța între două puncte. Distanța din două puncte. Și construcția unui segment congruent cu un segment dat. Construcția unui segment congruent cu un segment dat. Construcția unui segment congruent cu un segment dat. Cam asta a fost. Textul care l-a avut dat e numărul 2. Nu contează, dar și numărul 1 a fost tot. Opresc aici, domn profesor, da? Da.